prezentați piesele pe care o să le prezentați. La început o să spun doxologia, adică limba armeană, cum se spune în Biserica Ortodoxă Apostolică Armeană. Parhor ev vod voher hobin sârpo, aici mi-o bișef havidianeț, havideniț, amen. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururile și în vecii vecilor. Amin. Așa să fie. Așa. Deci muzica pe care o vom interpreta este muzică religioasă, armeană. Prima piesă este scrisă de Alexander Harutyunyan, și se mai spune și Regvienul armean. Ketader, care în traducere românească înseamnă Ai milă de noi, Doamne.